Continuăm lecția noastră cu ceea ce înseamnă partea practică. Hai să facem și exercițiul care l-am pornit noi acolo. Da. Aici, completați cu 5 termeni. Am completat sau nu am completat? Da, am completat. Am completat. Mai departe, ce ne cere acolo? Aflați termenul de pe locul 80. Hai să facem. T indice 80 din exercițiul tău. T. T indice 80 este egal cu? Da. Egal cu... A, avem acolo! Da, termenul 1. Da, termenul 1 plus? Plus 79. 79 ori. Ori R. Ori R la noi în exercițiu parcă e 3. Da, da, 3. Da. 3. Și egal cu T1 pe care îl știm, ea este 4. 4 plus? 79. Da, hai să facem 79. Așa, nu mai scriu încă o dată. Da. Bun. Hai, te rog. Așa. Formulăm egal cu 4, 7, 237. 3 ori 7, 21 și cu 2, 23. Deci face 237, zi bine, da? Și face, și în final, face 241. 241. Și cu asta am aflat termenul 80. Hai să aflăm și pe termenul 105. Mai facem încă în plus. 105. Egal cu termenul 1 plus 104 ori 3. 104 ori 3 și este egal cu 4 plus 12, 2 și 1. Da, scriem 12. Că e 0 acolo. Da. Da. 312. Face 300, face final. 306. 300? Nu, 316. 316. Da, 316. Și am învățat aici, putem afla cât vrem noi, de acum formula o aplicăm. Invers. Aflați termenul din șir, aflați poziția termenului din șir. Da. Ce șir a fost acolo? Aflați? Aflați numărul din șirul 4, 7, 10, 13 până la 157. Aha. Deci hai să scriem șirul. Eu l-am șters aici. Da. Deci spui secvența care este, sau șirul, cum arată? 4, 7, da. 10, da. 13 puncte până la 157. 157. Și trebuie să aflăm numărul de termeni. Să aflăm câți termeni sunt până acolo, da? Da. Păi... Dacă, aș ști, face... dacă l-aș ști pe ăsta al câtelea este? Bunoară, ăsta al câtelea este aici? Păi da, dar nu putem să facem 157 împărțit la 3? 157 împărțit la 3, ca să aflăm al câtelea este el. Da. Dar nu numai atâta este împărțit la 3. Da. Că zice, ca să aflăm pe N, știm pe TN, scădem din TN pe T1, adică dacă ăsta e TN, TN, da. Ăsta e T1, termenul 1, termenul 1, termenul 2, da? Da. Și acum ar trebui să ne gândim, să scriem formula, că nu e egal cu, nu e egal cu, scriem formula ca să ne folosim, da. De, egal cu, egal cu, TN, minus, împărțit la R plus 1. Da. Egal mai departe. Un cip. Egal cu? Păi N. Egal cu? Da. N egal cu 157, da. Minus 4. Da. Tot într-o paranteză. Împărțit la, la 3. La 3. 1. Da. Plus 1. Și da. Egal? N egal cu? Da. 153 împărțit la 3 plus 1. Da. Plus 1. N egal cu
egal cu 102 de 5 ori. Deci, de 5 ori, nu? 3 în 15 de 5 ori. 3 în 3, 1. Și plus 1? Plus 1. 51 plus 1 face 52. 2. Și am aflat câți termeni sunt aici. Da. Deci câți termeni sunt? Păi în... da, dar dacă făceam 157 împărțit la 3, era același lucru. Eu nu cred că sunt împărțit. 157 nici nu sunt împărțit la 3. Da. Trebuia să scadă un 4. Păi da, 157 împărțit la 3. Dar nu sunt 457 la 3. Ia să faci împărțit. Păi da, dar ne dă rest. Și restul acela e 1. Și adunăm. Scădem. Deci cum ai zis tot? 157 împărțit la 3. Așa, și egal cu? 3 în 15 de 5 ori. Da. 5 ori 3, 15. Da. Nimic, nimic. Îl coborăm pe 7. 3 da. În 7 merge de 2 ori. 2 da. Ori 3, 5. 2 ori 3, 6. Da, 2 ori 3, 6. Ne rămâne restul 1 și e rest 1. Și acum 52. A, da, așa am aflat 52. Ar trebui să facem 52. Nu, rețeta asta este formula. Nu degeaba am muncit aici. Vezi tu? Deci am muncit ca să punem la punct formula asta. N egal cu T N minus T1 împărțit la R plus 1. Deci neapărat așa. Asta e logica. Da? Deci, eu când indic un termen oarecare, trebuie să fie al secvenții, neapărat să fie al secvenții, adică să fie fost după rețeta asta obținută, adunând tot 3, tot 3, tot 3, tot 3, și în clipa în care vreau să îmi dă autorul care propune exercițiul un termen oarecare, spun, află tu pe ce poziție se găsește. Tu trebuie să scazi din el pe primul termen. Da. Și ce îți dă? Să pas la rații și pe urmă adun și unul la răspunsul pe care îl obții. Da. Cât ne-a dat omul la împărțire? Mi-a dat 51. Uh-huh. Și am adunat un 1 și atunci sunt 52 de termen. Da. Deci înseamnă că ăsta se află pe poziția 52. Da? Deci dacă îl împarți pur și simplu la 3, nu se împarte. Atunci trebuie să scazi pe primul de aici, din el, rezultatul care îți dă în pas la 3, la rații, cât o fi rația, și pe urmă faci toată povestea. Ca să construim exemplele acestea, facem în felul următor. Hai să construim o secvență, pornește tu cu o secvență. Primul termen cât îl vrei? 3. 3. Și ce rații vrei să punem? Rația cu care se crească. 5. Da. Deci vine, cât ar fi să pun următorul? 8. 8. Apoi. 8. 5 cu 8. Da. Bine, 13. Apoi. Apoi 18. Așa. Apoi. 23. 23. Apoi. 28. 28. Apoi. 33. Și putem continua cât vrem. 38 și puncte, puncte. Hai să-l obținem pe cel de pe poziția 100. Bine. Deci te indice 100, m-ar interesa. Da. Te indice 100. Egal cu? Egal cu T1. Exact. T1. Minus. Al 100-lea. Nu știm de al 100-lea. Trebuie să-l obținem. Da. Deci al 100-lea egal cu? T1. Da. Minus T. Tână. T1 minus T1. Păi nu știi pe T1. Tocmai vrem să-l aflăm pe T1. Minus 100.
Deci T1 minus 100. Adică 100 minus. Nu. Păi nu știm pe al 100-lea. Ce formulă trebuie să aplicăm acum? La care te gândești? La care formulă? Că nu știi pe el. Dacă le știi, ai aflat pe ce poziții se găsește. Acum noi îl descoperim pe acela de poziție 100. Nu? Înainte l-am știut pe 157. Noi acum îl aflăm pe ăla de pe poziția 100. Putem să mergem 38 și urmă încă 5 și încă 5 și încă 5 până ajungi la 100 de termen acolo, dar muncim foarte mult. Cum să-l găsim? Care? Avem o formulă pe tablă care ne permite să găsim orice termen din pe orice poziție. Că știm poziția a 100. Îl știm pe N. Deci N este cunoscut aici, egal cu 100. Da? Îl știm pe N. Ce formule ne-ar ajuta acum ca să-l găsim pe... Ultima. Ultima? Nu. Ultima ne găsește pe N. A doua. A doua. Că nu știm termenul acela. Da? Deci zicem... T100 egal cu... T100 egal cu T1 plus 100 așa minus 1. Adică 100 minus 1 deodată tu poți dai răspunsul. Da. 99 ori 99 ori R. R cât este în cazul tău? 5. 99 ori R. Ce egal mai departe cu? Așa. Egal cu 4, adică T100. T100, egal da. Egal cu 4. De ce 4? De ce 4? Cu tu, la cine pornit? Păi termenul 1. 3. Ah, da. Nu uitam să spun. Da, aici e secvența noastră. Da. 3. Deci T100 egal cu 3 plus 99 ori? 5. Ori 5 și egal mai departe. T100 egal cu 3 plus 99 ori 5 egal cu 5 ori 9, 45. 54. 45. 49. 495. 495. Facem în final T100. T100 egal cu 498. Deci, formula asta ne permite să găsim orice termen din șir. Dar trebuie să știi poziția. Uite, pe cât am vrut să-l găsești? Pe al 100-lea. Da. Hai să-l găsim pe al termenul de pe poziția 117. T indice 117 este egal cu? Egal cu T1. Așa. Plus N minus 1. Adică N-ul cât este în cazul de față? Așa. Minus 1, 116. Deci vine plus 116 ori 5, nu? Da, ori 5. Și egal cu? Egal cu 3. Plus 116. 5 ori 6, 30. 180. 100, deci 5 ori 6, 30, 0 și 3. 5 ori 1, 5 cu 3, 8. 5 ori 1, 5. 580. A, da. Deci atenție, 580. Și face în final 583. Da. 583. Hai să-l găsim pe termenul de pe poziția 213. De indice 213 egal cu? Termenul 1 3. Termenul 1 3. 3 plus. Da. 212. Da. Ori 5. Și egal cu? Egal cu 3 plus 20, 5 ori 20, 0 și 2, 5 ori 1, 5 cu 2, 7 și 5,
Da, încă o dată. 5 ori 2 ai zis? 10, 20. 5 ori 2? 5 ori 2, 10. Da. 0 scriem 2, reținem. 5 ori 1, 5. Și cu 2, 7. Dar de ce și cu 2? A, 1. Așa. Așa, și 1, 6. Da. Și 5 ori 2, 10. Și 10... Scriem? Da. Da. Și face? 1060. Și? 3. 3, da. 63. Dacă eu te întreb termenul 1068, pe ce poziție se află? Deci eu indic termenul acum. Da. Deci. Deci T indice N, îl dau acum, T indice N egal cu 1068, da, 1068. N egal cu cine? Pe ce poziție se află termenul ăsta? Adică N egal cu... Da, N trebuie să-l aflăm, da? Da. Și atunci zicem N egal cu... N egal cu TN. Exact, T indice N. Corect. Împărțit la R plus 1. R plus 1. Și egal mai departe. N egal cu 1068 minus 3. Minus 3. Împărțit la 5 plus 1. Împărțit la 5 plus 1. N egal cu 1605. 1065. Da, 65. 5 împărțit la 5 plus 1. Și egal cu? N egal cu 5 în 10 de 2 ori. Da. 2 ori. Îl coborăm pe 6 odată. Da. Ne rămâne 15 și de 3 ori. 203. Plus 1. 10 plus 1. N egal cu 214. Iar 214 e al termen. Deci T indice 214, acum răspundem, T indice 214 egal cu 1068. Da? T indice egal cu 1068. Dar dacă te întreb TN egal cu, îți dau eu valoarea, TN egal cu 1078. 1078. Da? 1070. N egal cu 1000, nu, n egal cu, da, 1078 minus 3, paranteză, împărțit la 5 plus 1. Așa. N egal cu 1075, 1075. Împărțit la 5 plus 1. 1.700. N egal cu de 2 ori, coborăm o dată, ne rămâne 2, 5 în 25 de 5 ori, plus 1, N egal cu 216. Deci al 216-lea asta. Vezi? Sunt două probleme. Uneori ți se cere să găsești termenul de pe poziție și alteori ți se dă termenul și să afli poziția pe care se află ăsta. Da? Deci uneori ți se cere să-l găsești, ți se indică poziția și să-l afli pe el, și alteori ți se dă termenul și să afli pe ce poziție se află. Da. Ia, te rog tot aici, în secvența asta. Hai să construim un alt exercițiu. Hai să construim o secvență și mai facem un model. Deci, pleacă tu de la cine vrei, ia-ți ce rație vrei tu, toată povestea, altceva. Termenul N. Nu termenul N. Vreau să construim de la început de ieșiță, adică cu secvența, cu toată povestea. Șirul. Da, șirul, da. Șirul construiește. Pleacă de la ce vrei tu, termenul de pornire, fixează-ți o rație și construim. O, nu te sus din caier, nimic. Așa, doar de experiența lui. 2, 6. 2, 6. 10. 10. 14. 7 puncte, puncte. Da, puncte, puncte.
Adică ai plecat de la T1 cât? T1, 2. Așa? Rația cât ai fixat-o? Rația egal 3. 3? Nu cred că e 3. Nu, 3. Cât este rația? Păi imediat îți dai seama de rație. Ba da, 3. Că dacă... Lui 2 cât te aduni până la 6? 4. Te vezi? Tu ai construit și... Da. Deci 4. Înseamnă că e luat un model de pe caiet de acolo și de aceea nu ți-a fost foarte clar. Construim altul. Da. Ia tu din nou, cum ai înțeles bine cum se dă, da? Deci fixez un termen de pornire, cât vrei tu? 4. Și fixează și rația, ca să vezi cât aduni. 6, mă, orice număr altul, 6. 4 și cu 6, 10. Deci 6 este rația, da? Deci T1 egal cu 4 și rația egal cu 6. Să știi că poate fi orice fel de număr mare, nu importantă, da? Rația egal cu 6. Ar fost 4, 10, dar fiindcă am dat eu pe ăsta, nu, altul dai. Construiește tot. 4, 9, 6. Cât? 6. Păi tot 6? Deci 6, pornești cu 6. Bun. 6. 6. Deci T1 egal cu 6, așa e gândit. Și rația stabilește acum, ca să știu. 4. Și atunci vine 6. Termenul 6 și rația. Așa. Și atunci construcția este. 10. Da. Deci 6, 10. 14, 11, 12, 13. Și mai departe. Da. Și acum vreau să-mi găsești termenul 100. T indice 100. Egal cu. Păi, T indice 100. Egal cu termenul 1, adică 6. Da. 6 plus... 100 minus 1. Adică, deodată, că noi vedem. 99. 99 ori? Ori 4. 4. Și egal cu 6 plus... 6 plus 99. 4, 9, 3, 6. 6, 63. 4, 9, 36. Și cu 2, 38. Încă o dată. 37. Încă o dată. 4, 9. 36. Da. 6 scriem. 3 reținem. Bun. 3 reținem. Da, 3. 4, 9. 4, 9, 36. Și 36 cu 3, 39. Așa. 39. Și atunci răspunsul corect este? 300. Da. Și face cât? Este 97. Și cu 6? Și cu 6, 300. Nu, 400. 400? 402. 400. 402. Da, 2. 6 și cu 6, da, 12. Da. 10 am făcut la 9, 402. Găsiți termenul din secvența asta de pe poziția 75. T indice 75. Păi termenul 1 e 6, 6, 2. Da. 74 da. Ori 4. Ori 4. Da. 6 plus 74 ori 4. 4 ori 4. Ah, da. Așa. 4 ori 4, 8. 4 ori 4. 16, 7 și 1. Da. Da. Ai încredere? Maxim. Da, da, da. M-am lovit. Aștept să vină și ceva? Da. Deci, 4 ori 4... 296. 4 ori 4, 16. Da. 4 ori 7... Și reținem 1. 28 și cu 1, 29. 296. Și vine 6 și cu 6... 12, 2.
și 302. 302, da? Asta ar fi. Acum, dau invers. Spune-mi mie, te rog, pe ce poziție se află numărul 310. Deci TN egal cu 310. Cu cine este el? Al câtelea este el oare? Din cârdul ăla, din șirul aceea. Deci l-am indicat pe TN acum. Și vreau să găsești poziția pe care s-a pe el. Deci TN egal cu 310. Unde? Al câtelea o fi el? Care e ordinea? Pe ce poziție s-a aflat? Cât este el? Păi... A, N. Da. N egal cu 310 minus termen 6. Minus 6. Împărțit la R. Totul de împărțit la. Adică R4. Da. Așa. Plus 1. Plus 1. Și egal cu? N egal cu 300 3. 300. Nu, nu. 310 minus 6? 4. 304. 4. Împărțit la 4 plus 1. Și egal cu? N egal cu 300. 4 în 30. Da. De 7. Nu. Da, da, de 7 ori. 7 ori 4, 28. Ne dă rând 2. Îl coborăm. De 76 plus 1, da, face N egal cu 77. Așa. Hai să vedem în continuare. Un altul. Eu îți indic termenul. TN egal cu TN egal cu, să zicem, 318. 318, da. Nu e egal cu cine? Egal cu 318 minus 6 împărțit la 4 plus 1. N egal cu 306 împărțit la 4 plus 1. 306? Da. Adică 318? 300 cât de zi? Așa, 300. Cât? Dacă din 318 plus 6? 9. 10. 310? Nu. Deci din 318 scădem 6. Deci 6 din 8. 6 din... Aaa, 3. Da, 313. 6 din 8? 6 din 8, 2. 2? Da. Deci 312. 312 împărțit la 4. Împărțit la 4. Nu spun și face. N egal cu 4 în 31 de... 7 ori. Da. 7 ori, da. De, mi-a rămâne rest 3, îl coborăm pe 2, 4 în 32. 32, 4 în 32. Merge. Deci, cât? 4 ori cât fac aproape 3? 8. 8. Da, 78. Plus 1, face 79. Răspunsul e ăsta, că 318 se află pe poziția 79. Este al 79-lea termen din șir, da? Al 79-lea. Mai facem încă unul. Îți indic T-indice. Cât acolo? T-indice e egal cu 300. Da, 30.
330. Al câtelea este el? El nu e egal cu cine? N egal cu... A, 330. Da. Minus 7 împărțit la 4 plus 1. N egal cu... Cât faci? Scăzi 6 din 330. 4. Da. 324 324 împărțit la 4. 4 în 32 de 8 ori. Da. 32 o dată. 81 plus 1. 81 plus 1 și face în final 82. Da, deci, Ștefania, în lecția de astăzi, ce lucruri am pus noi la punct ca să facem așa o... Păi, cât e ceasul? 17:20. Așa, în câteva minute să facem o trecere în revistă, așa. Ce? Păi, formula de obținere a poziției unui termen dintr-un șir. Deci formula de poziție, obținerea poziției termenului dintr-un șir, adică nu ăla, apoi o altă. Formula termenului general. Adică să știm, să obținem orice termen din șir de pe poziția care dorim noi. Da. Și relația de... recurență, de legătură între termeni, da? Dintre doi termeni consecutivi. Deci ăsta ar fi lucrurile care merită să fie punctate în clipa de față. Da? Pe baza lor am putut reacționa și am putut găsi foarte bine, am dat răspunsul la toate problemele. Astea trei formule trebuie să le avem. Da? Yeah. Deci, prima chestiune care merită, repet, să o punctăm. Am vorbit despre șirurile astea, sau secvenții, cum ne spui tu, da? Da. La clasă așa le-am numit secvențe? Da. Așa. Eu am să le zic șiruri. Deci, din discuția care am purtat-o, reținem. Despre șiruri. Da. Șiruri. Asta a fost ideea importantă. Despre șiruri. 1. Formula de recurență sau formula de legătură între doi termeni consecutivi. Da, da. Formula de recurență. Doi. Formula de recurență și să o punctăm. Tn. Tn egal cu din fața sa. T indice n minus 1 plus rația, da? Da. Așa, formula de recurență, Tn egal cu Tn minus 1 plus rația. 2. 2. Formula termenului general. Exact. Formula termenului general. Bun. 3. Și formula de obținere. Nu, formula de obținere. Hai să spun în termenul general, să scrii, da? Formula. Da. Termenul. Alienarea egal cu. Alienarea egal cu termenul 1 plus, plus n minus 1 rația. Deci 1 mai puțin decât indicele astea, da? 1 mai puțin decât indicele acolo. Și formula de obținere a poziției unui termen. Cunoscând un termen, aflăm poziția, da? Da. Formula de obținere a poziției unui termen dintr-un șir. Da. Formula de obținere a poziției unui termen dintr-un șir. Da. Adică e egal cu tn minus t1
Tn minus Tn minus T1 împărțit din... la radie plus 1. Acestea sunt cele trei formule de bază pe care noi le-am punctat, le-am descoperit. N-am mai făcut niște lucruri acestea ca și cum le aruncăm pe tablă și tu să le memorezi. Ai văzut ce se întâmplă și eu ți-am povestit. Eu niciodată nu pot să rețin mecanic niște rezultate. Azi le învăț, mă le uit. Azi le învăț, mă le uit. Și atunci trebuie să înțelegem de unde vin ele și cum se obțin. Așa că îi rugăm pe prietenii noștri care vizionează ce să facă Daria. De nu vrei să fii șomer, nu uita de like și share. Deci să nu uite să dea like și share pentru că avem mare nevoie acolo. La revedere, dragilor! Pe curând, pe mâine, adică.